În porturile de la malul mării se aflau în această dimineață 26 de nave fără operațiuni portoare. 17 dintre acestea erau în portul Constanța, 6 în portul Midia și 3 în portul Mangalia. Cele mai multe au nevoie de reparații. De asemenea, la avizări, Miercuri erau 11 nave, 7 pentru portul Constanța, 3 pentru portul Midia și una pentru portul Mangalia. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, pe 25 mai, 42 de nave erau sub operare, 36 se aflau în portul portul Constanța, patru în portul Midia și două în portul Mangalia. Acestea aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fier vechi, containere, cereale, îngrășăminte sau laminate. În rada portului Constanța se aflau miercuri dimineață 26 de nave. Dintre acestea, 24 așteptau pentru operare, iar două nu aveau operațiuni portoare.